Salutare, Cristi! Bine ai venit! Bine ai venit în podcastul Ecom Masters! Salut, Cosmin! Mersi mult de toată invitația! Cu drag! Ești un om de bază în e-commerce-ul românesc și mulțumesc că ai venit și că împărtășești idei despre e-commerce pentru antreprenorii din e-commerce, dar și despre business în general și poate și despre educație și despre ce se întâmplă în alte țări și ce putem aduce încoace spre noi. M-am uitat un pic pe povestea ta, pe drumul tău și am văzut că ai făcut informatică, liceu de informatică, facultate de informatică. Informatica e viața ta. Cum se potrivește treaba asta cu business-ul? Ai plecat exact de la informatică și faci business. Exact. Păi, partea asta de informatică și gândirea asta logică, cred că întotdeauna m-a ajutat să pun lucrurile foarte, să văd așa, să am o claritate mult mai mare și să văd lucrurile într-un mod logic. Adică în momentul în care, nu știu, îți faci un business plan, să zicem, tu trebuie să te gândești să iei în calcul mai multe variabile. Să iei în calcul și niște constante și dacă tu ai o formare din asta de profil realist, să zicem, matematică, informatică, fizică, te ajută foarte mult exact la lucrul ăsta, exact la a gândi logic și a pune lucrurile ale împărți pe etape, a te uita la a avea o planificare foarte clară, a te uita în perspectivă, a anticipa cumva lucrurile. Și uite, în facultate și cred că și în liceu am învățat programare din asta logică și pseudocod, pseudolimbaj, nici nu mai țin minte cum se numea, cred că programarea era aproape logică pură acolo, da. Exact. Și spunea, început, repetă până când, nu știu, era o sintaxă din asta care te învăța logica din spatele construirii unui program, construirii unui algoritm. Nu te învăța sintaxa, adică nu vedeai rezultatul final, să zicem, te învăța logica. La fel, în momentul în care am început să învățăm diverse algoritmi, am început să învățăm logica din spatele algoritmului respectiv. Asta m-a învățat, cred că a pus așa un fundament în pornirea asta pe care o am de a înțelege lucrurile, de a înțelege cum funcționează lucrurile și de a găsi rezolvări, de a găsi niște pași. În principiu nu, cred că niciodată nu am fost de părere că există, nu știu, subiecte sau lucruri care nu pot fi rezolvate. Ci doar te uiți și vezi cum poți rezolva. Chiar faci, un podcastul nostru pe care îl facem, cred că am zis la sezonul 3, Complex Made Simple, eu întotdeauna am fost de părere că lucrurile cele mai complexe, dacă le spargi și dacă ai răbdare, dacă ai disciplina necesară de a-l sparge în lucruri simple sau în lucruri mai mici, cum era unul din algoritmi pe care i-am învățat, da, divide timp, era oricât de complexă era problema, în momentul în care împărțeai în două, știi, și ajungeai la unitatea atomică, să zicem, da, lucrurile atomică se simplificau foarte mult. Exact. Cred că te mai învață ceva programarea, te învață și un pic de eleganță, pentru că dacă un cod arată urât, te simți, ți-e rușine de el. Da, eleganță și simplitate, cum poți să ajungi la rezultat din câte mai puține linii de cod, din cât mai puțin pași. Corect și foarte fain în momentul în care lucrezi în echipă sau în momentul în care ai colegi cu care lucrezi. Asta ținte încă din liceu, trebuia să lași comentarii în cod, să spui ce ai vrut să faci. La fel și asta îți creează o disciplină foarte faină. Ok, tu scrii sintaxa și scrii în primul rând pentru tine, că la un moment dat când revii pe sintaxă, te uiți, mamă, ce am vrut eu normal să fac acolo, știi? Și cum se potrivește asta cu business-ul? Când ai o problemă complexă sau complicată, că și asta e o întrebare, sunt probleme complexe și probleme complicate, cum le iei, cum le împarți? Dă-mi un exemplu concret, o provocare pe care ai avut-o, uite, în ultima lună, să zicem. Păi, uite, una, că ziceai tu la început că discutăm și despre educație și despre, nu știu, oameni din industrie. O provocare foarte mare e legată de recrutare și o provocare pe care am avut-o în momentul în care am început să formez echipa a fost legată de inducție și onboarding-ul colegilor într-un mediu full remote. Adică noi, pe la început de 2020, când am spus ok, începem să facem niște lucruri super serioase și super centralizate, să zicem, în România, în hub-ul din București pentru regiune, am deschis foarte multe poziții. În prima lună de pandemie, în momentul în care au spus ok, lockdown, full lockdown, pentru două săptămâni,
Cred că și eu am crezut la momentul ăla că vor fi 2 săptămâni. Am zis, bine, nu e nicio problemă, opresc recrutare, tot în regulă, peste 3 săptămâni îi dau drumul. Bineînțeles că, na, știm cu toții ce s-a întâmplat și a trebuit să recrutăm... A fost 3, nu? Nu, au fost 2, au fost 3. Au fost 3, da, 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 3 ani puțin mai încolo, da, urmează. Și am început să recrutăm full remote. Ok, la un moment dat începusem să ne mai întâlnim cu oameni, măcar înainte de în ultimul interviu, înainte de angajare, și ei vreau să vadă birou, unde vor lucra, încă mai speram cu toții. Dacă e cafeaua bună. Exact, exact, exact. Dacă e cafeaua bună, aproape de metrou, nu știu, tot fel de chestii. Și partea asta de inducție a fost foarte complicată. Însă am stat ok și m-am gândit, băi, ok, de ce am nevoie ca omul să simtă că aparține unei echipe? Păi de întâlniri cu echipa. Okay, da, adică de bonding cu echipa. Și atunci am început să facem niște întâlniri seara. Aveam de la 5, parcă, la final de program, niște întâlniri cu toată echipa în care doar povesteam diverse lucruri. Adică nu aveam nicio legătură legată de business. Ah, ba okay. Curiozități, ba de cafea, de știu, bere, knowledge de... share, exact. Dar erau full remote, știi? Foarte mișto. La fel, dimineața am continuat cu disciplina de la developer, deși nu aveam developer la momentul ăla. Și am continuat cu disciplina aia daily-urilor din metodologia agile. Și am zis, ok, stand-up-uri. În fiecare dimineață, exact, stand-up-uri. Uh-huh. În fiecare dimineață avem un stand-up și povestim. Băi, ce am făcut ieri, care sunt provocările, ce facem astăzi, ok. Și a se alinia toată echipa, da? Deci știa toată lumea ce face ce fac ceilalți. Pentru cine ne ascultă, stand-up-ul e o întâlnire de 15 minute în fiecare zi în care efectiv stăm în picioare și răspundem în principiu la 3 întrebări. Ce am făcut, ce vreau să fac și ce bariere am pentru ziua de azi. Exact, exact, exact. Asta mi se pare foarte fain, că stai în picioare unul, nu lași lumea să se plictisească. Da. Și cumva creezi disciplina asta de ok, a terminat foarte rapid, că na, dacă mă întreb ce am făcut ieri, pot să povestesc 15 minute liniștit. Dar în momentul în care suntem 10 în echipă sau 15 în echipă, știi, exact. Da. Exact, exact. Am o întrebare care mă provoacă la felul în care aduci tu oamenii în echipă, pentru că tu ți-ai format echipa relativ de curând și o echipă mare și puternică. Și întrebarea e așa, întrebare pe care o primesc de la mulți antreprenori, poate nu formulată, dar o simt, și anume, când să mai fac, să mai dau un task, cum zicem noi, stretch, să mai dă, hai că se mai poate, mai pune ceva acolo cu oamenii pe care i-am. Și când invest la extrema cealaltă să dau combustibil, adică să iau un om 2-3 căruia n-am ce să-i dau azi de muncă, doar ca să dau combustibil unui proiect ca să poată să aibă cu ce fugi, rula. Uite, chiar discutam luni cu coachul meu de dimineață, ieri dimineață, și discutam despre lideri, practic. Un lider, și am ajuns așa cumva la common understanding, să zicem, un lider e o persoană care te face să go, să faci acel extra mile, să faci acel extra pas pe care nu l-ai fi făcut, dar într-un așa fel încât să te simți confortabil să-l repeți și data viitoare. Să-ți placă și ție. Și să-l faci și data viitoare, da? Pentru că un șef, să zicem, sau o persoană care doar întinde, te poate face să faci acel extra pas, dar tu nu te simți confortabil și nu l-ai repeta. Mm-hmm. Adică asta spuneam noi că ar fi un lider bun. Acum, legat de întrebarea ta, mi se pare că, na, cred că să facem acel extra pas în momentul în care simțim o apartenență foarte clară la echipă, simțim că de fapt e misiunea noastră, adică acel ownership pe... Deci astea nu sunt povești cu misiune, cu ownership, sunt reale, se întâmplă, nu e doar scris pe pereți. Nu e nicio poveste. Când e scris pe pereți, cred că atunci nu se întâmplă, dacă mă întreb pe mine. Adică... Da, știi cum e? Dacă trebuie să-l scrii pe pereți, atunci avem o problemă, da. Exact, total de acord. Uite, un lucru care ne-a ajutat pe noi foarte mult și e cumva în ADN-ul companiei, era încurajarea greșelilor. Mm-hmm. Adică spuneam, băi, ok, în momentul în care tu ar trebui să iei bold decisions, deci noi aveam cumva în mentalitatea curajul companiei curajul, da, exact. Mm-hmm. Și au spus, ok, curaj, băi, curaj, dar cum cuantificăm curajul ăsta? Și au zis, ok, să faci ceva ce n-ai fi făcut în mod normal. Dacă faci ceva ce ai făcut în mod normal,
nu prea ești curajos sau nu poți să-l măsori, adică nu poți să măsori curajul din acțiunea respectivă. Și ai zis, ok, în momentul în care tu faci ceva ce n-ai fi făcut în mod normal și dacă ai greșit, vii în fața companiei și spui, băi, uite ce am făcut, uite ce am greșit, uite ce am învățat, nu mai repetați voi aceeași greșeală. Pentru că, în principiu, fiind vorba de o companie globală, noi ne extindeam în tot felul de țări, în tot felul de regiuni. Deci documentai greșeala. Și puteam să repetăm aceeași greșeală. O documentai întotdeauna, exact. Aia asta, da. Pentru ca cineva să nu o repete. La fel, încurajam foarte tare și aceste highlights. Deci întotdeauna aveam highlights. Băi, ok, ce am făcut bine, uite, ce învățați de la ce am făcut eu bine și repetați și voi, începeți să faceți și voi același lucru. Aveam lowlights, ce n-am făcut bine, ce am învățat din greșeala aia, iar întotdeauna fiecare lowlight are... Ok. Exact. Fiecare lowlight are un action plan. Pentru că eu degeaba spun, băi, ok, uite ce am făcut, ce n-am făcut bine... Ce am învățat, iar dacă nu am un action plan ce voi face în viitor, lowlight-ul ăla rămâne irelevant, să spunem. Poate, ok, cineva învață din el. Dar pentru mine, dacă eu doar spun, ok, uite ce am greșit, ce am făcut și care au fost, nu știu, urmările greșelii mele, ok, rămâne la stadiul ăsta de recunoaștere a greșelii. Dar dacă fac și un action plan, mă împinge cumva să fac și un pas spre a... remedia greșeala sau spre a-mi a face ceva care să... Exact, exact, exact. Mergem spre e-commerce, deci pentru ascultătorii noștri mergem spre e-commerce, dar discutăm și de lucruri un pic mai adânci. Și mai am o întrebare la astea adânci. Cum setezi tu obiectivele echipei, indicatorii de performanță? Că am văzut că de obicei se setează poate uneori, sau nu, uneori, unilateral, să creștem vânzările. Dar trebuie să păstrăm și profitabilitatea. Să creștem traficul, dar trebuie să păstrăm și conversia. Cum te joci cu astea două extreme? Bun, să-mi aduc aminte de e-commerce, de fapt, și să... Măi, aș vrea să-ți aduci aminte că exact, tu ai exact. Acum un nou rol, dar tu ai lucrat mult în e-commerce. Am învățat foarte mult, să știi, în ăștia 2 ani de când sunt, pentru că avem clienți din foarte multe verticale complet diferite, cu provocări complet diferite. Cred că am învățat mai mult decât în ultimii 13 ani. Serios? Mă ajută foarte mult, pentru că discut C-level, na, de la ownerul companiei șef, la... Șef, da, e greu. În principiu, aflăm cumva și încercăm să le oferim din expertiza noastră globală și din, nu știu, experiența pe care o avem cu alte branduri, încercăm să le oferim niște... soluții. Și atunci, dacă mă întreb, ok, legat de cum reușesc să setezi sau cum reușesc să țin balanța acești KPI, cred că e vorba de etape ale business-ului. Deci nu cred că un business poate să aibă scalabilitate și profitabilitate. Niciodată nu s-a întâmplat în istoria. Adică ori crești repede, ori faci bani. Exact. Exact. Da. Ori crești repede, ori faci bani. Și atunci, cele business-urile de succes, vezi Amazon, nu știu, de la Zalando, Amazon, Alibaba, ASOS, nu știu, foarte multe branduri astea internaționale, EMAG, local și așa mai departe, Allegro. Foarte multe din business-urile astea au zis, ok, scalez, accelerez pentru că îmi permite piața și trebuie să am un avantaj competitiv, adică trebuie să iau o cotă cât mai mare din piață acum pentru că pot, adică pentru că găsesc bani. Nu am o presiune foarte, foarte mare pe cash flow sau pe, nu știu, pe profitabilitate. Hai să ne întoarcem la oamenii care nu au finanțare. E un cuvânt folosit în limba engleză și l-aducem și noi, bootstrapping. Adică să faci tu pe banii tăi. Ai avut și tu niște economii, câteva mii de euro, ai pus cap la cap, ai pornit un magazin online și totuși s-a întâmplat ceva bun și frumos. Răspunsul e același, Cosmin, adică în momentul în care tu ai banii tăi, nu știu, luăm lensa, de exemplu, ei au pornit, Daniel a pornit business-ul ăsta cu lentile colorate de 500 de euro. Nu a scos niciun ban din companie, stock, exact. Nu a scos niciun ban din companie, a scalat, a creditat, a luat bani de la bancă, a făcut tot ce putea, a lucrat cu prieteni, a cerut sfatul tuturor, adică a adunat de unde a putut know-how, echipă, a adus alături de el oameni care aveau aceeași pornire de a construi lucruri și a încercat să ducă tot înapoi în companie.
Atunci când scalează, da, atunci când se mărește foarte, când e pe accelerare. Foarte repede. În moment, exact, în momentul în care, ok, tu spui, băi, cam pe aici e piața, cam atât am putut să cresc, cam pe aici mă simt eu confortabil, că sunt foarte multe business-uri și cunosc și eu, care nu, sau owner, care nu vor să aibă o echipă de 100 de oameni, pentru că le creează disconfort, mai ales acum, în momentul în care exact, exact. Ai Deci, o știu oameni fluctuație care de personal spun foarte mare. Peste 30 deja nu mai este controlabil, adică nu vreau să devin un nou Amazon, vreau să devin un business solid, frumos, dar cu echipă... Exact. Și tu atunci te uiți pe eficiența operațională. Adică în momentul în care înseamnă tu... asta? Că e cuvânt deștept. În momentul în care tu spui, ok, cam pe aici mă simt eu confortabil, încerci să-ți optimizezi costurile uitându-te la operațional în primul rând. Adică eficientizezi adică cumva operațiunile. Simi operațional, sau din ce ai făcut? Băieții din depozit. Logistică, exact. Logistică, livrare, împachetare, ambalaje, call center, tot ce am, fluxuri automate la call center, achiziții, fluxuri automate în achiziții sau astea sunt modul operaționale. În care achiziționez exact, modul în care achiziționez produsele, că, de exemplu, câte zile de stoc am eu în depozit, când Dar pot de să ce măsurăm în zile de stoc și nu în bucăți sau nu în valoare? Am 1.000.000 stoc, am 100.000 sau am... Nu știu, 100 de bucăți. Pentru de că nu are nicio relevanță comparat cu vânzarea ta. Când măsori în zile de stoc, zile referitoare sau legate de vânzarea ta, de modul în care tu vinzi. Că și poți să ai un milion ai în stoc. În termeni simpli, ce înseamnă zile de stoc? Uitându-te la trendul tău de vânzări actual, în câte zile ți se termină stocul? Exact. Deci câte zile reziști fără să iei marfă, practic. Fără să iei marfă, exact. Fără exact. Să că marfă. Tu degeaba poți să ai 1.000.000 în stoc sau 1.000.000 de produse, dar tu dacă vinzi 1.000.000 pe zi, ai o zi de stoc. Aia. Asta se aplică și la finanțe personale, dar podcastul despre exact. E-commerce aici. Am o întrebare. Se leagă foarte bine cu ce ai spus tu. Tu ai avut un parcurs foarte, foarte mișto. M-am uitat la povestea ta, foarte mișto și mult e-commerce. Dar n-au ieșit toate perfect. Când nu iese un proiect perfect... Cum decizi că n-a ieșit, că n-a fost momentul lui, că n-a ieșit, că piața nu s-a potrivit cu ideea ta, că n-ai avut o strategie bună, un marketing bun sau implementare sau oameni? Cum decizi când hai să mai forțăm un pic și când zici, băi, ok, până aici, hai să punem pe pauză și mergem pe ceva mai potrivit? Cum e decizia asta? Greu. Că sunt mulți întreb doar o secundă, da. Întreb pentru că sunt mulți antreprenori care pleacă la drum, e entuziasmul de plecat la drum, văd că nu prin tracțiune și zic, bă, o fi ideea proastă, nu m-am priceput eu, care, de unde, mă opresc, nu mă opresc, mă angajez. Da. Băi, decizia o e foarte greu, mai ales în momentul în care tu pornești ceva și e așa ca și copilul tău și zici, ok, începuturile sunt cele mai faine întotdeauna. Deci în momentul în care începi Iarăși ceva, vorbim de business, nu de viață. De business, bineînțeles, exact. Ai acea pornire, spui, ok, gata, văd un plan, adică inclusiv și viziunea și ai pornit ceva pentru că tu crezi în acel ceva, dar nu e nimeni suficient de nebun să pornească ceva pentru că nu crede, știi? Sau să pornească ceva în ce nu crede. Cred că nu sunt, da. Și atunci tu pornești și spui, băi, ok, mamă, văd viziune, văd, uite, cum pornisem eu startup-ul ăla de retail analytics. Uite, toate companiile din offline trebuie să vadă niște date cum le vedem noi în online. Adică pentru mine avea sens toată povestea asta. Piața mi-a arătat în momentul în care m-am dus în piața reală, să zicem, piața mi-a arătat că, băi, nu, noi nu avem case de marcat câte ne trebuie, nu avem angajați, camerele nu filmează, unele sunt de să sperie hoții, nu avem internet în magazin, deci camerele filmează și stochează pe ceva local, soluția noastră era bazată pe un stream de video trimis în cloud, adică trebuia să ai niște viteză de net acolo. Nu vrem să facem asta pentru că, în primul rând, banii pe care îi avem trebuie să schimbăm vitrina, trebuie să schimbăm, să facem niște lucruri pe acolo. Unul la mână și noi, o mică paranteză, dacă facem asta, cine se ocupă de asta? Că noi și așa avem o grămadă de treabă de făcut. Bineînțeles. Asta am spus întotdeauna, că în momentul în care tu vii cu soluții sau vii cu niște produse,
tu dai de lucru extra unor oameni care au peste 100% încărcare. Și Exact. atunci tu ești dușmanul lor. Exact. Nu e ca și când noi stăteam degeaba, așteptam să vii tu cu un proiect nou să ne mai dai de treabă. Chiar Da. dacă are beneficii, da? Deci nu contează. Da, Alea nici da, nu contează. Noi da. ne gândim în momentul în care oferim ceva, noi ne gândim doar la beneficii. Dacă ne-am pune și noi în papucii lor, ne-am gândit, băi, stai mă, că oamenii ăștia sigur nu stăteau degeaba, adică, da, e clar, Exact, știi? exact. Am o întrebare legată de povestea ta cu Otter, care a fost o poveste foarte frumoasă. Zi-mi cât de greu e să vinzi pantofi pe net și de ce e greu și de ce nu e greu să vinzi pantofi pe net pe de altă parte. Gândește-te cum era în 2007. Deci în 2007 când am pornit, Rialto a fost ăsta primul business la care am fost. Ce vindea Rialto? Tot încălțăminte, ei erau producători. Și în Asta îmi 2007, place că erau producători. Vreau să vorbim despre asta. eu m-am angajat la ei să fac design 3D. Pasionat de Ok, ce IT, înseamnă să asta? spunem, aveam un calapoadele pe care sunt făcuți Ah. pantofii, trebuiau digitizate, spuneam noi, adică era un apărățel din ăsta cu un nac, cu un braț din ăsta flexibil și cu un nac și dădeam niște puncte și dădeam cu mouse click pe mouse unde puneam punctul și el La două ținea mâini minte în lucrai, frate. spațiu, da, exact, el ținea minte în spațiu unde am dat punct și îmi punea 3D calapodul. Ok. Ca să pui Asta într-o mașină de făcut e ca la poate, exact. cum să o numim. Principiul puneai într-o mașină de făcut design, după care mașina asta îți dădea fețele, adică îți dădea pantoful, învelișul pantofului, ajungea pe o mașină de tăiat, tăiai, după care îl puteai face, știi? Adică aveai procesul cumva digitalizat, Interesant. știi? Ok. Și de la Și asta, plecând de de la la asta. asta, evident că era un proiect din ăsta super SF la momentul ăla, era doar o chestie pe care vreau să o facă o companie, am zis, băi, ok, hai să fac, voi n-aveți site, voiam să încep să fac site-uri, să mă joc așa, să programare PHP, MySQL, HTML Cure, adică îmi plăcea să văd că pot să fac un site sau pot să fac ceva ce puteai tu să accesezi de oriunde erai și vedeai ce am pus eu. Adică asta îmi plăcea, asta mi se părea fain de prin liceu, încă Direct în dinainte din HTML liceu. scriai? Da, deci asta era Nici basic. Dreamweaver, ce era pe Nu, vremea aia? era Nu. Dreamweaver, a apărut câțiva ani după sau poate era tot așa, 2007-2008-2009, nu Deci știu, eu scriai cod făceam încă din direct. liceu, scriam cod în Notepad, adică era simple as that. Da. Și i-am întrebat, ok, nu vreți să vă fac un site? Ei s-au uitat așa, ok, bine, joacă-te. Pe care zic, ok, dar pe site-ul ăsta trebuie să pun niște produse. Produsele astea le vindeți, că eram în birou în care se făcea și era birou de design și acolo erau toate prototipurile. Da, astea sunt, dar să știi că sunt diferențe, că nu sunt așa în producție. Dacă vrei, ia din producție, whatever. Și începusem să iau produse, să le fac o poză cu o săpuniere. Erau acele aparate foto pe care le numeam săpuniere. Știi? Erau acele aparate Alea foto, Kodak, camere alea galbene? digitale. Nu, erau digitale, adică aveai un card de Ai, memorie erau sau puteai digitale. să... Ah, Erau ok. digitale, dar deja puteai să scoți poza. Și așa am început să fac poze, am început să pun produsele pe site, după care pe formularul de contact veneau niște cereri sau pe număr de telefon și întrebau clienți. Băi, dar produsele astea de unde le putem lua? De unde le putem lua? De unde le putem lua? Până când, na, fascinat de ce se întâmpla așa pe plan internațional și avansul pe care îl luase EMAG, pe plan local și piața de IT, am zis, băi, ok, dar de ce nu s-ar vinde și încălțăminte? Adică nu încercase nimeni, sau nu încerca nimeni, cel puțin în România, de ce nu s-ar vinde încălțăminte, că afară Cristi, se zi-mi vinde. când ai auzit prima dată cuvântul Zappos. În 2008-2009, cred. După ce ai plecat de la ei, când erai Nu, la nu, nu, Otter. eram la ei. Nu, Erai la ei. eram la Rialto, da. Deci ei se uitau pe Zappos. Spune-ne cine sunt Zappos ăștia. De ce contează în lumea de pantofi? Zappos ăștia, v-aș recomanda cartea Delivering Happiness a Foarte lui bună carte și Tony o recomand. Hsieh, da, fondatorul Zappos, care din păcate a murit acum un an sau ceva de genul, un tip foarte tare, foarte tare. Ce au pornit tot așa, cred că prin 90 și ceva, 2000, nu știu când au pornit, 99, 2000, că prin 2000 și ceva i-a cumpărat Amazon deja, îi Da, cumpărase. cu un miliard.
Ei aveau, exact, ei aveau politica asta, au zis, băi, ok, adăugăm produse, încălțăminte, na, dacă se vând cărți online, se vând tot fel de chestii, na, asta se vinde și încălțăminte, da, important e să adăugăm cât mai multe produse, adică să aibă varietate clientul și mai avea un principiu foarte important și asta cred că a fost fundamental corect pentru ei. Trebuie să avem un customer support impecabil. Adică măsurăm produsul, arătăm, facem returul impecabil, foarte fluid, procesul foarte fluid, livrarea impecabilă, tot recomandările pe care le dăm clientului. Inclusiv în momentul în care nu aveau produse, cumpărau, plasau ei comenzi din call center, oamenii lui Zappos din call center plasau comenzi la alți concurența ei lor pentru clientul care vorbea cu ei. Un fel de cross-docking cum ar fi acum, comanzi deci la mine, crezi. Dar de la concurent. Exact. Mie ce mi-a plăcut, da, ce mi-a plăcut tare mult la oamenii ăștia a fost că customer service-ul nu l-au făcut 100% cum vrem noi să-l facem. Ei l-au făcut 110%, adică l-au dus la un extrem dincolo de ce poate să facă un customer service. Citiți cartea, o să vedeți povestea cu pizza, omul care a sunat să întrebe unde găsește o pizza într-o noapte și a sunat la call center-ul Zappos, unui magazin de pantofi. Da, neapărat să citiți cartea că e tare bună. Și revenind la întrebarea ta, cât e de greu să vinzi pantofi? Păi, imaginează-ți cât e de greu în 2007 să convingi un business să vândă online. Când e greu și în 2021. Deci aseară am avut o discuție cu cineva, nu dau nume, da? Deci am avut o discuție la o cină, așa, prietenească, într-un context de business și îmi spunea, păi da, dar cum să vindem noi online? Că nu e, noi suntem supermarket, suntem de ăsta... vând jucători ăștia mari, Carrefour, Kaufland, nu știu. Zic, ok, dar voi cât vindeți voi online? Cât vindeți offline? Păi 80 de milioane de euro. Păi ok, vindeți 80 de milioane de euro offline, deci aveți atât de mulți clienți. Credeți că până la urmă nu e o chestiune legată de potențial, e o chestiune legată de comportamentul clientului. Deci clienții lor, aceia care le generau 80 de milioane de euro venit, ei își imaginau că nu cumpără online. Deci în 2021, final de 2021, încă mai există mentalitatea. Avem discuția asta, nu, și online de la nu se cumpără online și toate, toate exact, discuțiile exact. Astea. Când bineînțeles acum, că nu, normal. Deci, poate sunt eu în altă lume, dar eu să mă plimb acum cu un cărucior în mână, printr-un supermarket, să iau aceeași brânză pe care am luat-o de 100 exact. De ori, 1000 de ori, mi se pare, adică să mă duc să probez o pereche de bluși, parcă e ceva interesant, dar... sau un gadget sau eu știu, da. Exact. Să mă duc să cumpăr brânză, ouă, experiență de același. Cumpărare la ouă, aceleași ouă pe care le luăm, că aceleași produse le avem în frigider. Exact, și nu mă duc să fac cumpărătura aia de cumva să văd ce a mai apărut, o explorare da, și să ciocolată, văd ce s-a ceva, mai să mai degust ceva. Nu, e ce tranzacțional, nevoie. Cât se poate exact. Tranzacțional în... într-o gospodărie. Asta mă duce cu gândul la o altă întrebare. Pentru că aud foarte mult discuția asta despre cât e piața de e-commerce. Și încerc să înțeleg cum adică piața de e-commerce. Că nu e ca și când e-commerce-ul trăiește în viața lui așa, separat pe o insulă, și restul retail-ului trăiește pe o altă insulă, știi? Și își fac cu mâna. Tu cum vezi lucrurile astea? Că mie ce-mi par... place. Ce-mi place asta, fii atent. Deci, la un moment dat, tot așa, cu niște business-uri din astea prin care am lucrat, sunt întrebat, dar care crezi tu că e potențialul business-ului, potențialul de vânzare online? Și azi nelimitat. Hai mă, faci mișto, ești nebun. Tu, de la e-commerce, cu... Da, zic, nu, nelimitat. Păi cum e nelimitat? Că până și offline nu e limitat. Online nu e... Deci nu știu cât era la momentul ăla piața de online din România, era, cred că 3%, 4%, nu știu, vorbim de 2014-2015 sau sub, cred. Zic nelimitat. Păi cum nelimitat? Adică, păi zic, e vorba de aceiași clienți, adică nu sunt alți oameni, nu sunt ăștia care cumpără e-commerce. Nici alte nevoie de marfă. Exact. Vorbim de, și asta vorbeam la începutul pandemiei, vorbim de totalul bunului tranzacționat într-o piață. Că se întâmplă pe un canal, pe altul, ce relevanță are? Adică în momentul în care s-au închis mall-urile, eu am zis că vor exploda vânzările online. Pentru că oamenii, alți interlocutori, alte persoane prezente în acea conferință sau în acel panel în care eu spuneam că vor exploda,
spuneau, păi nu, că oamenii nu mai cumpără acum, țin banii, pentru că, uite, sunt puși pe șomaj, sunt puși să rămân acasă. Zic, da, ok, corect, probabil piața totală asta ține de consum, nu de canalul exact, de vânzare. Exact, piața totală de consum e posibil să stagneze sau să scadă. Nu s-a întâmplat nici în 2020, nici în 2021. A crescut, nu cu mult, dar a crescut. Dar dacă tu blochezi canalul care generează 92% sau 90%, aproape îl blochezi din total consum, unde se duce consumul care se întâmplă? Nu se duce online? Adică să te duci pe canalul pe care poți să cumperi. La fel cum te duci în momentul în care e blocată o șosea, te duci pe altă stradă. În momentul în care bună comparația asta, da. Zborul cu avionul, te duci cu mașina sau cu trenul sau cu troleul. E fix. Dacă te duci, dacă te duci și găsești un canal. Exact. Și cam avem nevoie de mâncat, de îmbrăcat, de da. Asta zic. Adică e fix aceeași paralele. Trebuie să ajung undeva din ambe, care e mijlocul de transport. Ok, e relevant pentru că unii preferă să meargă cu avionul, cu mașina, cu trenul, cu whatever. Dar poate pentru asta e relevant, dar nu e relevant în contextul în care, ok, din ambe, ăștia care merg cu trenul sunt doar aia. Da, exact, exact. Eu mă definez pe mine ca un... o întrebare tot în aceeași zonă. În vremuri de pace, deci nu în vremuri de pandemie, de ce cumpără oamenii online? Pentru că se discută foarte mult de conveniență, că e mai ușor. Unu, dacă e conveniența, zi-mi pentru tine, că ești de mult în industria asta, ce înseamnă conveniență și dacă mai e și altceva, ce mai e pe lângă? Corect. Păi sunt mai mulți factori. Pornind de la varietate, uite asta că tot vorbeam deci de Zappos. Sortiment mai larg, sortiment că poți să listezi oricât. Exact. Asta discutam noi cu mall-urile în momentul în care au început digitalizarea asta a mall-urilor sau a magazinelor offline. Varietatea dintr-un magazin online era mult mai mare. Adică tu ești limitat în spațiu fizic, ești limitat de spațiu fizic. Da, nu poți să pui. E cash flow, trebuie să ții o bucată măcar acolo. Exact, 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 exact. Și atunci e vorba de varietate de foarte multe ori. De alte ori e vorba de documentarea produsului și de informațiile pe care tu le dai. Adică în momentul în care eu văd produsul ăsta în magazin, ce pot să văd? Adică pot să văd, nu știu, când mă duc în magazin să cumpăr un telefon, da, văd carcasa, da, văd, pot să văd poate o foaie, poate ceva, nu știu, poate am o revistă acolo. În momentul în care ajung online, văd filmulețe, văd review-uri, văd recomandări de la alții, văd probleme, văd întrebări și răspunsuri. Adică am această extra informație. Apropo de asta, înainte să treci la următorul, cum vezi tu povestea asta, noi spunem din țări în limba engleză showrooming și webrooming, adică oamenii fie se uită pe net și se duc să cumpere din magazinul fizic, fie se uită magazinul fizic, eu am făcut asta la Cămăși, că mă duceam și probam, că nu știi cum vine, ce înseamnă da, 41, da, da, corect. Mult sau corect. Puțin, e totul relativ și mă întorceam și cumpăram online. Cum vezi tu asta? E un lucru bun, rău? Cum se întâmplă? În mod sigur, dar sigur, o să ne uităm la înregistrarea asta și peste 10 ani și o să o punem așa pe perete în, nu știu, social media sau pe, în fața ochilor, în funcție de ce să fie peste 10 ani, în mod sigur universul va, toate lucrurile se vor așeza, da? Deci îmi voi lua din mediu, nu contează mediu, da? Deci îmi voi lua lucrurile care îmi vor aduce valoare din mediul în care prezintă lucrurile alea, adică din online îmi voi lua partea de documentare, de social review, de sfaturi, de tot fel de lucruri de genul ăsta, din offline îmi voi lua experiența tactilă, experiența cu produsul, experiența cu brandul. Se vorbește de foarte mulți ani, mă rog, se vorbea de foarte mulți ani, acum chiar se face, de partea asta de showrooming, experiență pe bune, adică un showroom al unor vânzători de valize, de bagaje, de whatever, de echipamente din astea de călătorie, care în showroom prezintă destinații de călătorie. Sau al vânzătorilor de cosmetice care în showroom prezintă și îți fac tot fel de tratamente faciale, tot fel de trăznăi. Sau Nike, Adidas, ăștia de sport, în showroom dai cu mingea la poartă, te joci pe acolo, faci tot fel de lucruri. Deci eu îmi voi lua, eu client, îmi voi lua din mediu în care, inclusiv din interacțiunea mea, din mediu
social, să spunem, îmi voi lua lucrurile care sunt mai valoroase acolo, da? Deci lucrurile care mi-aduc mie, de fapt, mai multă valoare. Asta sigur. Dar știi deci cum cumva se universul se calibrează. Da, e un fel de entropie. Se duce până se așează. Exact. Dar cum rezolvăm atunci discuția pe care eu am foarte frecvent cu antreprenorii legată de canale de vânzare, că ei spun, păi cum să am același preț și pe online și pe offline? Că am alte costuri. Și zic, ok, cui pasă că ai tu alte costuri? Adică cui pasă cuiva? Păi tata, nu pot. Ba poți, pur și simplu. Pentru că tot tu ești, indiferent de canal. Știi ce se întâmplă și asta, din păcate pentru ei, eu am avut dreptate, ei au implementat mai târziu toate business-urile în care am fost, toate. Vedeau online-ul și offline-ul independent. Eu întotdeauna le-am spus că sunt parte din aceeași companie, dacă cumva vor să fie altă companie și vor să deschidă o linie de business online separată, ceva complet independent de companie, ok, pot să o facă, dar să adauge în acea linie de business lucruri specifice online-ului, adică doar un business pur online, da? Deci să nu-l mai consideră parte din compania lor, inclusiv să ia prosel la concurență sau să fie echipe independente. Total, da? Deci în momentul în care tu consideri așa, băi, bine mă, nu e nicio problemă, vrei să separi, separă, frate. Da. Dar separă-l pe bune, deci fără povești. Am întâlnit companii de genul ăsta care au separat complet. Iar dacă nu, deci dacă tu vrei, ai aceiași clienți, ai un program de loyalty, ai click and collect, retur în magazine, nu știu, povești de genul ăsta, showrooming, webrooming, whatever, tot felul de lucruri care cumva converg către tu a avea aceeași vizibilitate, ai marketing online care îți aduce oamenii în magazine, ai marketing offline care îți aduce oamenii online, ai, nu știu, ai aceleași echipe care lucrează, aceleași campanii, sigur trebuie să aliniezi toate lucrurile. Deci în momentul în care, uite, de exemplu, un lucru pe care l-am făcut la Otter prin cred că 2015, dădeam un discount la prima comandă online. Și au venit vreo 2, 3, 10 clienți, 15, 20 de clienți în magazin care au spus, păi vreau și eu discountul ăsta, am un voucher de discount. Evident, i-au spus colegii, păi nu, de la comanda online, la comanda online. Până au început să facă plângeri în call center. Și spuneau, da, dar vreau să iau produsul din magazin sau vreau să iau... Și atunci am zis, băi, ok, guys, am avut o discuție internă și am spus, băi, n-am înnebunit. Normal că dăm discount și clientului în magazin. Adică, despre ce vorbim aici? Adică preferăm să pierdem clientul? Corect. Și asta ne duce în ideea, iarăși, mult discutată sau insuficient discutată de unificarea contului. Unificarea contului și unificarea promoțiilor. Deci eu clar trebuie să am aceleași promoții, aceleași beneficii pentru că vorbesc de același client. Repet, e vorba doar de canale unde e prezent clientul. Deci nu e vorba de canalul Facebook și profitabilitatea lui și cost of acquisition de pe Facebook, canalul newsletter și costul de achiziție de newsletter. Mamă, ce profitabil e newsletterul, că am cost de achiziție mic. Păi da, dar oamenii s-au abonat de pe alte canale, nu? Adică cum i-am adus? Da, și asta e un subiect, încerc să țin povestea asta cât mai scurt, dar e un subiect mare, câte interacțiuni are nevoie un om cu tine ca brand, exact. Până când zice... Mă, oamenii ăștia sunt ok, hai să cumpăr o pereche de pantofi de la ei. Aș vrea să intrăm în alt subiect, un subiect care mă fascinează pe mine. Cum vezi tu piața de vânzare și cumpărare business-uri în România? Adică oameni care fac un business, un e-commerce în cazul nostru, și după aia zic ok, eu am altă oportunitate și aș vrea să vând business-ul ăsta. Cum vezi tu piața? Sunt oameni care vând, sunt oameni care cumpără și cum vezi tu partea de evaluare? Cât face business-ul ăsta? Din păcate e matură în momentul ăsta. Adică avem mult până la atinge o oarecare maturitate. Pe de o parte, nu există trendul ăsta, adică se poate întâmpla ca pe piețe mai puțin mature decât România, să existe trendul ăsta de construire business-uri pentru a fi vândute. Adică în momentul în care eu vreau să, nu știu, să fac business, de fapt, da? Deci vreau să fac business. Nu contează că eu construiesc un business pe care vreau să-l vând, înseamnă că fac business. Că la fel de bine aș putea să construiesc un magazin online pe care vreau să-l am profitabil la un moment dat, să am un cash out, adică să... Exact, să-l las la nepoți, dar să pot să trăiesc din el, da? Deci e același lucru, fac business. Și există piețe pe care... Și asta am văzut prin America Latină, de exemplu, în piețe care, repet, pot să fie chiar mai puțin mature decât noi.
Unde există disciplina asta în a construi un business, în a pune valoare în businessul respectiv, astfel încât în momentul în care vine cineva și vrea să-l cumpere, să vadă valoarea pe care tu ai pus-o și să o valorifice, să spună, băi, ok, da, mă, Cosmin, ai pus 3 ani în business-ul ăsta, ai făcut treabă bună, ai X clienți, Y revenue, Y venituri, Z datorii, nu știu, A, B, C, cotă de piață, și așa, da, mai departe, cotă de piață, recurența, ciclicitatea clienților și așa mai departe există. Și atunci toate variabilele astea se adaugă acolo cu un venit, să spunem, indicator, sau cu o valoare, cu un indicator. Exact, un multiplicator, îi spunem. Exact, un multiplicator, exact. Se construiește valoarea companiei, un valuation. Spun că piața din România e imatură pentru că dacă eu am un business care vinde 10 milioane de euro, indiferent online, offline, nu contează, eu cred că business-ul ăla valorează 20-100, păi dacă vinde 10 milioane de euro. Dar dacă mă uit și eu, vin eu și mă uit la cifre și spun, ok, vinzi de 10 milioane de euro, da? Cât ai stoc? Păi am 5 milioane. Și tu vinzi de 10 milioane pe an, da? De ce ai, apropo, la zi de zile stoc ce vorbeam noi? Da, de ce ai stoc pentru 6 luni, da? Ok, bun, în regulă. Și care a fost profitabilitatea ta în ultimii? Păi doar investesc, iau cota de piață, da? Which is ok, zic, nu e nicio problemă, da, nu mă uit la profitabilitate, nu mă uit la EBITDA. Atunci mă uit la customer lifetime value și la retenția clienților, pentru că tu poți să sângerezi, da? Adică poți să aduci clienți foarte mulți și tu nu păstrezi niciunul. Și atunci e groapa Marianelor, e sac fără fund, da? Deci tu oricât ai băga, nu păstrezi niciodată nimic, dacă nu te uiți la indicatorii ăștia. Păi cum? Am auzit o metaforă. Cu o cadă în care curge apă și ai scos dopul de jos, știi? Exact. Se scurge în partea cealaltă mai repede decât pui tu. Exact. Păi nu, că pe mine m-a învățat cineva că dacă vând mult, adică cu cât am cifră de afaceri mai mare, adică mai mulți clienți, cu atât e mai bine și valorează mai mult business-ul. Da, 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 dacă nu mă uit la retenție. Dar eu care cumpăr business am un pic de cunoștințe, dacă vreau să cumpăr, vreau să pun niște bani acolo. Și atunci mă uit la rata de retenție, adică mă uit să văd dacă, mă uit în primul rând cât te-a costat pe tine să aduci clienții ăia, că dacă te costă 1000 de lei să aduci un client care cumpără de 500. Și aici, cumpărarea e cu dus întors, depinde în cât timp. Exact. Exact, poate să fie în regulă să aduci un client să te costă 1000 de lei și un client care cumpără de 500 acum, dar cumpără de 500 și luna viitoare și peste 2 luni și peste 3 luni și peste 4 luni. Da. Știi că e foarte ok. Exact. Dar e foarte greu de înțeles asta, pentru că avem și noi dificultăți să o explicăm la cursuri, pentru că pare că imediat pierzi bani. Zice, ok, de ce aș face asta când pierd bani? E greu să duci imaginea pe un termen lung. Exact. Tot în zona asta de vânzare și cumpărare, e un alt lucru care ne lămurește în piața din România, așa nume. Oamenii pornesc business-uri de e-commerce ca să fie niște retaileri, ca să vândă produsele altora. Văd foarte puține business-uri, iarăși folosim un termen în limba engleză, direct to consumer, adică eu inventez un brand, corect, îl produc și îl vând direct la consumer, adică omul care consumă. Mă refer, de exemplu, la un brand de cosmetice. Eu inventez brandul și nu-l vând decât online sau îmi fac și un magazin ca să am o prezență fizică, dar direct la, fără distribuitor, fără intermediari. Știi ce când se întâmplă? Când o să creștem un pic? Exact. Știi ce se întâmplă? Cred că asta discut cu toți clienții, cu toți prietenii, cu toată lumea care am vorbit despre e-commerce. Dacă eu nu răspund la întrebarea de ce de la mine, mai bine nu mă apuc. Adică mai bine nu fac nimic. Și iar atunci, tu, ca business, în momentul în care faci acest dropshipping sau acest business, doar iau niște produse de undeva, le duc în altă parte, răspunsul la întrebarea asta de ce de la mine e foarte dificil, da? Trebuie să ai niște servicii impecabile, trebuie chiar să faci ceva creativ sau experiență ce foarte faină. Ceea ce e super greu. Zappos a reușit, greu, dar sunt puțin ca Zappos. Exact, exact. Atunci, să răspunzi la întrebarea de ce de la mine, ai perfectă dreptate. În momentul în care tu construiești ceva, poți să răspunzi mult mai ușor, pentru că identifici o nevoie. Poți să construiești un produs bazat pe nevoia respectivă sau efectiv te uiți la un produs care merge și faci acel extra ceva pentru produsul ăla care merge și tu răspunzi foarte ușor la întrebarea de ce de la tine. Mai mult decât atât, în momentul în care tu ești direct to consumer, adică tu l-ai produs și îl duci la consumator,
ai scurtcircuitat acel lanț, care înseamnă distribuitor, lanț de distribuție, adică de la producător ajunge la un distribuitor global, după la unul regional, după la, nu știu, cumpără cineva dintr-o companie și vinde în alta. Și tot așa, adică fiecare verigă de pe lanțul ăsta și mai adaugă un procent la prețul final și atunci de-aia ajung produsele, nu știu, cu toții marja în fashion pentru retaileri, e de peste 50, 60, 70, 80% uneori. Asta înseamnă că eu am produs cu 2 lei, îl vând cu 100, dar asta înseamnă marjă, îl vând cu 10, asta înseamnă marjă de 80%, da? Deci în momentul în care eu am luat un produs cu 2 lei sau atât m-a costat pe mine produsul la preț de cost, eu dacă îl vând cu 3, cu 4, deja câștig niște bani, da? Iar dacă nu-l mai vând cu 10, e clar că am un avantaj. Evident că nu e vorba doar de avantajul de preț, adică nu putem acum să ne uităm la produse pe care le fac, nu știu, producătorii mari, globali, ci să spunem, ok, produsul ăsta costă de fapt în realitate 5 dolari și hai să-l facem noi. Uite, ăsta e un exemplu pe care îl recomand oricui să-l citească, ce a făcut Hawkers cu piața de ochelari de soare din lume. Deci, dacă vă uitați unde la piața de ochelari, case study Hawkers, există povestea lor pe net, e foarte bine documentată. Okay. Piața de ochelari de soare din lume era bazată foarte mult pe branding și pe costurile de brand. Și atunci costul de producție al ochelarilor era insignifiant comparat cu prețul de vânzare. Marja era foarte mare. Și atunci oamenii ăștia la Hawkers au venit și au zis, evident cu niște foarte mulți bani în spate, că era nevoie de capacitate de producție, au venit și au zis, ok, noi democratizăm cumva piața asta, adică nu-ți mai cumperi o pereche de ochelari de 300 de euro, îți cumperi 10 perechi de ochelari de 30 de euro. Însă, avantajul pentru că au păstrat cumva calitatea, nu știu, 90% era acolo, da, deci acel extra 10% nu era simțit de masă, însă aducem niște produse care pot fi folosite la orice la fiecare ținută, adică mi-au 30 de perechi de ochelari pentru că am câte una pentru fiecare ținută, pentru fiecare ocazie. Nu am una singură, unii de vedere și unii de soare, nu știu. Exact, asta discutăm imediat și despre asta, că am experiența cu lensa și e foarte interesant de ce ai mai mulți pantofi și mai puține perechi de ochelari. Okay. Asta e interesant și o întrebare la care aș ruga pe toată lumea să răspundă. Și ei au spus, ok, facem produsele astea, le facem mult mai repede. S-au uitat, într-adevăr, aici au jucat cumva necinstit, să zicem, se uitau la trenduri și la ce lansau casele mari de modă, vedeau care-i trendul global și le produceau imediat. Exact, stilul Zara. Da. Le produceau imediat. Exact cam ce a făcut Zara cu piața de fashion, a făcut Hawkers cu piața de ochelari. Exact, cam acolo, scurt, făcând un rezumat. Iar acum revin la o singură pereche de ochelari de vedere. Ce se întâmplă dacă ai călcat pe ei? Dom'le, da, eu am o relație atât de strânsă cu ochelarii mei. Deci și copiii știu, tati, adu-mi și mie ochelarii, te rog. Mi-aduc așa, să fie sigur că nu se întâmplă nimic. Dar, nu știu, sunt importanți pentru mine. Care e costul unei perechi de ochelari? În medie, așa. Nu știu în medie, dar... În medie, îți spun eu, 3-4-500 de lei pe acolo, 100 și ceva de euro. Cu tot, cu rame, lentile, tot. Exact. Deci 100 care de euro, să zicem. Exact. Care e costul mediu al unei perechi de încălțăminte? 50 de euro, zic eu. Da. La fel. Da? Okay. Că ne uităm și, da, facem o medie. Ne uităm și la low cost și la încălțăminte de piele. De ce oamenii au 3, 4, 5 perechi de încălțăminte și au o singură pereche de ochelari? Eu cred că întrebarea adevărată e de ce au atâtea perechi de încălțăminte. Nu atât de puține de ochelari. Mai ales acum de un an jumate, eu am pantofi pe care nu i-am purtat. Adică Exact. Nici nu știu, poți să-i pui pe Olex, poți să faci ceva cu ei. Nu avem disciplina asta, știi, de a avea mai măcar o pereche de backup. Chiar asta discutam de mult cu băieții de la Lensa și spuneam, băi, ok, piața din România are un fabulos potențial pentru că poate crește foarte bine doar disciplinând sau doar cumva educând piața să aibă și o pereche de backup, să aibă și, nu știu, ochelari în funcție de context cu rame diferite în funcție de context, ok, o ramă mai ușoară, o ramă mai... Poți să le ai, adică devine, probabil nu există disciplina asta și educația asta de a deveni și un accesoriu fashion, să zicem că atunci când devine un accesoriu fashion e purtat mai mult de către oamenii care investesc mai mult în fashion, știi, adică
Interesant. Hai să trecem la un subiect mai aproape de tine azi. Zi-mi un pic, eu sunt un antreprenor. Uite, luăm un exemplu concret. Un om de la cursul nostru care avea un magazin de lămpi, corpuri de iluminat, cred că se cheamă oficial. Un magazin fizic. Și a venit la curs ca să învețe cum să-și facă magazin online. Corpurile de luminat, lămpile, mi se pare că sunt foarte potrivite să le vinzi online și pentru că sunt un milion de repere, adică poți să listezi foarte multe. Cum se gândește, adică știm cum se gândește el legat de magazinul online, ce am tot discutat online, offline, dar legat de partea de investiție în tehnologie, ce crezi tu că îi trebuie, unde ar trebui să-și pună mai mulți bani și mai puțin, cum ar trebui să cheltuie banii ăștia, un heirup odată sau încet, încet, pe măsură ce și produce ceva magazinul ăsta online? E o întrebare pe care o primesc de foarte multe ori, mai ales în momentul în care, din prisma poziției în companie de tehnologie, spun ok, dar e mai bine să merg cu Vitex sau e mai bine să merg cu, nu știu, platforme din astea locale, software as a service, e mai bine să merg cu Shopify sau e mai bine să merg cu Magento sau e mai bine să merg cu SAP sau cu Salesforce. Păi răspunsul ține de... ține de planul tău de business și asta le spun întotdeauna. Deci eu dacă am deja o rețea de magazine, iar în planul meu de business e să integrez stocul din magazine, să vând, să livrez din magazine, să aduc clientul în magazin pentru retur, să folosesc cumva, nu știu, să am în fiecare, în funcție de dacă vorbesc de supermarket, dacă am un client care cumpără de aici, din zonă, eu îi livrez din magazinul de aici sau vine și ridică produsul de aici sau farmacie sau whatever, nici nu contează. Dar deci am în plan asta, mă uit la o tehnologie care îmi permite asta. Da, deci mă uit la o tehnologie un pic mai complexă, da? Gen platforma noastră. Deci cum te ajută tehnologia? Exact, cum te ajută tehnologia în planul practic de business. Exact, în planul de și business. Și managementul stocului. Da. Corect. Dacă eu am un stoc și vreau să-l vând, mă uit la cea mai simplă variantă de a pune stocul ăla în fața clientului. Da, care e cea mai simplă variantă? Sau n-am stoc deloc. Ok, cea mai simplă variantă de a documenta produse, de a le pune foarte repede, de a oferi clientului experiență, că atunci întotdeauna trebuie să răspund la întrebarea aia de ce de la mine, da? Și atunci nu am stoc de ce de la mine, pentru că am creative foarte faine, am un marketing foarte bun, un branding foarte bun. Asta e discutabilă, povestea nu intrăm în ea, da? Dar să zicem că pe acolo m-aș duce. Și atunci trebuie să mă uit la o platformă care să-mi permită foarte rapid să fac asta, dar și cu niște costuri foarte, adică să aibă sens și partea de cost versus beneficii. Pentru că degeaba îți dau eu o platformă care îți permite să ai Ferrari, tot operațional, da? Să ai marketplace, da? Să aduci alt seller la tine, când tu ai un stoc pe care vrei să-l vinzi. N-ai ce să faci cu platforma noastră, da? Deci doar pentru asta, așa simplu. Ce face o platformă de e-commerce? Că la prima strigare ai zice, ok, face un site. Că asta e discuția, un site. A, avem o fată la marketing să se ocupe ea de site. Cam asta. Exact. Ce poate face sau ce face o platformă de e-commerce? Că ea nu e o bucată așa, nu cumperi, asta e platforma, cumperi lucruri în ea. Exact, exact. Foarte frumos spus. Cumperi lucruri din ea. O platformă de e-commerce poate să facă și partea de e-commerce. Da? Adică am pus un stoc și îl vând. O platformă de e-commerce, avem noi un studiu de caz făcut cu grupul Peraj. Grupul Peraj în România are Skechers, Swarovski, Geox, Armani Exchange, OVS. Au multe magazine prin mall-uri. Ok. Ei au făcut la un moment dat un magazin online, distinctive.ro. Și au zis, băi, ok, facem magazinul ăsta online, au ales o platformă, nici nu mai ținte de unde era, nici nu cred că era din România, au ales o platformă. După care au zis, da, dar noi nu avem stoc centralizat care să-l legăm de magazinul ăsta online. Păi nu e nicio problemă, că îl pune fata la marketing acolo, 3 clipuri, e ok, știi? După ce au început să primească comenzi, păi da, dar cum alocăm comenzile astea pe către magazine? Și au angajat o companie care să facă un fel de research pentru a găsi o platformă mai bună să facă, să le satisfacă nevoile. Da? Deci au identificat niște nevoi după ce au lansat business-ul. Au venit cu un fel de
cum se numea pe vremuri, da? Caiet de sarcini sau cum se numește la stat, așa, caiet de sarcini, da? Au venit cu scopul proiectului și a zis, băi, ok, vrem să facem A, B, C, D, E, F. Voi, Vitex, puteți? Da, uite, putem A, B, C, E și F. D, nu putem, sau nu știm, sau nu are sens, sau nu știu, da? Și am făcut un proiect. Magazinul ăsta distinctiv are toate magazinele, are lanțurile de magazine în primul rând, sub el, și sub fiecare lanț de magazine are niște magazine. Distinctiv ăsta e ca un fel de marketplace în care fiecare magazin intern, fizic... Intern. Exact, intern, în care fiecare magazin fizic are stocul lui legat la distinctiv, la acest magazin online. Clientul când comandă trei perechi de Geox, un Skechers și un colier de la Swarovski, comanda se împarte automat către un Geox care are acele trei perechi, dacă există. Dacă nu există, împarte în două sau în trei către magazinele Geox care au perechile alea, un Skechers, un Swarovski. Mai mult decât atât, fetele din magazin sau, mă rog, angajații din magazin, în momentul în care primesc comanda, pot să spună da, o am, nu o am, o confirm. A fost clientul la RAF și nu e deteriorată, da. Exact. Clientul e informat dacă au emis factură și AVB, clientul e informat că a plecat din magazinul din Băneasa produsul Skechers X și că trebuie să primească și celelalte colete și el e informat în fiecare pas, că și asta e foarte important, să ai transparența asta către client, să-l lasă vadă tot. Mai mult, dacă nu aveau produsul ok, puteau să realoce, pot să realoce comanda către alt magazin. E, o platformă online poate să facă și treaba asta, da? Deci îți poate aduce tot fel de avantaje din astea operaționale și tot fel de lucruri pe care tu, dacă nu ți-ai alege platforma corectă, ar trebui să le dezvolți cu alte softuri. Iar în momentul în care tu dezvolți alte softuri, dacă dezvolți pe nevoia ta și dezvolți tu, mi se pare o mare prostie, pentru că deja cineva s-a lovit de problema aia și de necesitatea aia. La fel, revin la un principiu, o idee pe care o am, universul va rejecta lucrurile care sunt inutile. Le va elimina, da? Ok. Deci, nu vor mai exista... Dacă îmi fac software, e al meu software-ul ăsta, pot să plec cu el, să dau save as pe stick și să plec cu el. Exact, pleci cu el. Bine, pa! La revedere! Spun că va rejecta lucrurile inutile, pentru că e inutil să dezvolt eu un soft pe o nevoie pe care eu o am astăzi, dar pe care sigur o au alte 100-1000 de business-uri în lumea asta, eu habar n-am, iar sigur sunt niște alte companii care au văzut că 1000 de business-uri au nevoie aia și au dezvoltat un soft pentru cele 1000 de business-uri, pe niște costuri mult mai mari decât ai fi putut să dezvolți tu și e mult mai complex ce au dezvoltat ei decât ce ai fi putut să dezvolți tu, îi fac mentenanță, mai mult decât atât tu beneficiezi de know-how-ul celorlalte 999 de business-uri. Aia e, că sunt 900 de business-uri care cer poate o funcționalitate nouă, la care, care va veni în următorul update, natural, Exact. Asta este un punct de vedere foarte important legat de... Că mulți au avut problema asta și aici aș mai pune ceva. Noi ne gândim la procese prin care să rezolvăm o problemă, o provocare. Dar e o minte care gândește, sau trei, câți ne strângem. Față de 3.000 de oameni care s-au gândit și deja au găsit o soluție, un proces care e implementat printr-o tehnologie care rezolvă problema asta. De multe ori știm că apare discuția, da, da, business-ul meu e altfel. Și într-adevăr, toate business-urile sunt altfel. Dar procesele sunt... Tare exact, asemănătoare. Exact. Tare asemănătoare. Exact. Hai să discutăm un pic de... ne apropiem de final, dar mai am câteva subiecte importante. Ce văd în piață, pe lângă o abordare așa un pic împotriva business-urilor mari de e-commerce, avem și noi câteva business-uri mari de e-commerce, și de multe ori oamenii zic, da, dar ăștia sunt mari, da, ăștia își permit, da, dar ăștia fac, da... Ce lucruri fac ei? Și eu mă gândesc, de exemplu, la ceva foarte concret. Dulăpioarele, lockers, care, după părerea mea, sunt o mare invenție. Nu a noastră, că am importat-o și noi. Eu ca și consumator, sunt super confortabil să nu stau la cheremul unui curier, sună, nu sună. Când trec pe la locker, îmi iau produsul și chiar și dau, pun returul la locker. Ei, aud discuțiile astea, păi da, dar ăștia mari își permit locăre, dar ăștia mari își permit să facă, poate, cum se cheamă, plată, buy now, pay later, sistemul ăsta de plată da. Ușor, să zicem, un fel de rate ușoare.
ce crezi tu că o să adopte și magazinele mici? Deci un magazin de 100 de comenzi pe zi, să zicem. Tot ce acești jucători mari au adus în avantajul clientului vor adopta și cei mici. Pentru că, inevitabil, la un anumit moment, lucrurile astea se vor transforma în commodity, se vor transforma într-un fel de as a service, ca locărele. Au fost niște companii care au pus niște locări, după care au zis, băi, ok, dar nu are sens să am locările doar pentru mine și doar eu să livrez la ele. Și atunci le-au lăsat as a service, adică na, locările same day care e deținut de EMAG sunt locări la care poate să livreze orice business. Sau în momentul în care eu dezvolt, nu știu, o metodă din asta de plată, buy now, pay later, și a mea proprietară, sigur va apărea altă companie care se va uita la piață și va spune, a, păi stai mă, mai sunt încă 20.000 de magazine în piața asta. A, deci ăștia, un magazin care au dezvoltat metoda asta a fost de succes, hai să o dezvoltăm noi, să commodity, da? Să o cumpere oricine, să fie agnostic de un... Să fie de vânzare, ca un software. Exact, exact. Și atunci toate lucrurile astea, cumva validate de un număr mare de clienți, cum a fost livrarea gratuită sau livrarea cu plată acum, sau taxa pe ramburs, sau, nu știu, toate lucrurile astea care au fost validate cumva și au fost adoptate de către un grup mare de clienți al unui jucător mare, toate astea sunt adoptate și de către jucători mai mici. Din păcate pentru ei, și de-aia există diferența asta, jucători mari, jucători mici, din păcate pentru ei, jucătorii aceștia mici le adoptă după ce jucătorul mare le-a validat și el deja mai are încă un pas în plus față de ei. Da. În loc să fie inovația de la cei mici care exact. Sunt mai pușneți, prin natura lor. Așa văd și eu și cred că mai e o presiune care vine și care poate ar fi de folos să fie conștientizată, și anume că așteptările clienților sunt corect. Pe nivelul de servicii al celor mari. Că corect. Dacă vine de la, zicem acum, dacă vine de la EMAG de dimineață până seara ajunge în locker, devine un standard. Păi eu mă aștept așa să ajungă marfa, de dimineață corect. Până seara. Corect. Mai am o întrebare și după care intrăm la concluzii. Și întrebarea este așa. Am încercat să-mi dau seama de un procent. Să zicem vreo 2/3 din oamenii cu care vorbesc îmi spun foarte mândri și hotărâți că ei vor lansa un marketplace. Indiferent dacă au un magazin online sau nu au un magazin online. Și li se pare că e ceva ce au și descoperit. Adică ceva... care sunt condițiile ca să lansezi, din punct de vedere business și tehnologie, dacă poți să ne spui, să lansezi un marketplace care să funcționeze? Că eu am văzut tare puține care funcționează cu adevărat. Sunt două cărări, să spunem. Cărarea pe care eu am tot povestit-o de 2 ani de când sunt în Vitex, am zis, păi ok, mi-am dat seama cum funcționează cele peste 200 de marketplace-uri pe care le avem noi. Și am zis, cum funcționează marketplace-urile astea? Păi toate. Acum poate să fie vreunul, dar acum 2 ani sigur erau toate. Acum să fie vreunul, 2, 3, 10, whatever. Toate erau foști pur e-commerce, adică, sau mă rog, nu pur e-commerce, foști retailer online, că aveau și prezență fizică, că nu aveau, adică ei vindeau online, care au făcut pasul natural către marketplace. Ei aveau clienți, produse, echipă, vindeau online, disciplina de a vinde online, toate serviciile operaționale. Rezonabil, da. Deci erau niște jucători maturi. Întâmplător sau nu, toți clienții noștri pe care avem nu sunt foarte mulți clienți, 2500 de clienți, peste 2500 de clienți global, dar toți sunt super maturi. Da? Deci sunt business-uri mari, serioase. Ca business, nu neapărat ca e-commerce. Business. Exact, corect. Și atunci, toate business-urile astea fiind mature, cumva având o disciplină, având deja un parcurs în comerț, i-au făcut pasul natural către marketplace. De ce îi spun că e pas natural? Pentru că dacă eu am un magazin de haine și vreau să adaug cosmetice, pentru că vreau să mă extind, dar sunt două variante de creștere. Cresc pe altă piață, adică mă extind pe o piață mai mare, sau cresc varietatea oferită aceleiași piețe. Varietatea de produse sau mă duc pe alte produse categorii. La mai mulți oameni sau exact. Da, mai multe produse la aceiași oameni. Exact. Astea sunt cele două variante de creștere
care, la fel ca în informatică, dacă revenim la început, sunt logice, alta nu există, da? Care să facă, care să aibă un sens foarte clar. Și atunci, în momentul în care eu vreau să vând cosmetice pe un magazin de fashion, ce fac? Păi, angajez niște buyer, niște oameni care fac achiziții, aloc un buget pentru achiziții. Oamenii încep să facă research, să caute furnizori și producători de cosmetice, încep să le cumpăr, le aduc în depozit. Eu făceam fashion, am nevoie de alte cutii, alt spațiu la raft, alte condiții de depozitare în cosmetice, poate am temperaturi controlate, alte povești. Încep să fac marketing. Fac marketing, ok, și acolo, da, se schimbă lucrurile, nu numai fashion. Să zicem că, din fericire pentru toate business-urile astea, acolo cea mai simplă chestie e că pentru că eu, de fapt, ofer încă un produs unui aceluiași client, da? Deci, cumva, doar îi mai adresez încă o nevoie. După care trebuie să fac și call center. Adică trebuie să-i dau clientului niște, trebuie să fac documentarea produselor. Ce... Care știm că e, durează exact, de nebunie. Exact, o durere. Și atunci, toate lucrurile astea, eu trebuie să le fac în momentul în care vreau să mă extind, să fac... E practic încă un business. Da, adică eu am făcut fashion până acum, fac cosmetice. Puteți să întrebați pe Sephora, Douglas, DM și așa mai departe. De ce nu s-au apucat ei să facă haine, cum face Inditex? Că e alt business. Sau pe Inditex să facă, să se apuce și de cosmetice. Alt business. Ar sau putea să poate, facă, dar trebuie sau... tratat business. Ca atare. Exact, serios. Ca business tratat ca atare. Dar nu e la, ok, mă, lasă că eu dacă am cumpărat pantofi, pot să cumpăr și cosmetice, ok. Și atunci, modul natural a fost acele marketplace-uri, pentru că, de ce e mod natural? Pentru că încă din vechime, din antichitate, nu știu, existau acele târguri, centre, orașe în care se strângeau oameni pentru a face schimb între ei. Acele orașe sau acele târguri sau acele piețe erau locul în care un client venea să cumpere. De ce au fost de succes? Pentru că era o singură destinație de shopping a clientului, da? Întotdeauna. De ce e și mall-ul de succes astăzi? Clientul, în mod natural, are tendința să consolideze achizițiile din același loc. Și aceeași excursie, cum se cheamă. Și același drum. Exact, același journey, da. Exact. Are tendința asta de a face asta. Iar tu, dacă îi oferi și cosmetice omului care a venit la tine să cumpere fashion, în mod natural, el are tendința să le cumpere. Dar cum face asta? În principiu a existat și deschiderea asta, că de-aia au mai multe business-uri, s-au dus în mai multe mall-uri. Da? A existat și deschiderea business-urilor, ok, de a se duce mai departe către un jucător din ăsta, că nu-l vedeau concurent. Da? Așa a început toată povestea marketplace-urilor. Mă duc să vând cosmetice pe un magazin de fashion pentru că nu suntem concurenți. Dar erau doar complementare. Da. Exact. Corect. Și atunci asta a devenit cumva o evoluție, a devenit cumva un lucru natural pentru jucătorul care avea fashion. Era foarte simplu pentru că el nu mai trebuia să facă achiziții, nu mai exista riscul de stoc, nu mai exista acea lipsă de know-how, nu mai exista acea lipsă de oameni, nu mai existau toate lucrurile astea. Și atunci era natural. Toate marketplace-urile astea de care vorbesc, au făcut pasul ăsta natural. Au adăugat cosmetice, au adăugat mai mulți furnizori de cosmetice, iar atunci au oferit un beneficiu clientului pentru că avea varietate, avea de unde să cumpere în momentul în care unul era out of stock, avea de unde să cumpere cu prețul mai bun, cu livrarea mai bună, cu servicii adiționale și așa mai departe. Știi ce mă întreb? Oare un mall e tot un marketplace? Un mall e tot un marketplace. O piață la care mergem noi, da, la piață. Piață e tot la care mergem. Exact, e un marketplace. De-aia spun că există lucrurile astea din antichitate, da, un târg. Că de-aia zice marketplace, nu? Nu, corect, adică e piață. Tradusă la mall e un pic diferit, că fiecare își asumă vitrina, practic, și serviciul dinăuntru. Ei asigură doar fluxul de oameni. Când îți faci tu un marketplace online, tu asiguri vitrina, adică trebuie să arate toate după un standard, dar principiul e foarte... Exact, dacă te gândești și la mall-uri, sunt foarte multe care au o identitate, da? Adică asigură cumva aceeași experiență a clientului, că de-aia preferăm, adică de-aia, nu știu, într-un mall nu vezi lucruri, nu vezi niște discrepanțe majore. Cam toată experiența e cam la fel, cumva. Și atunci... Evoluția asta naturală, să zicem, a business-ului a dus către a construi aceste marketplace-uri. Ce s-a întâmplat într-adevăr și ce se întâmplă pe niște piețe, cum e România, unde nu avem foarte mulți jucători de marketplace, dar avem mulți jucători online,
au venit niște alte business-uri și au spus să rămână, am eu niște bani, vreau eu să centralizez aceste achiziții, aceste produse. Adică eu nu am nici fashion, nici cosmetice, dar de ce să nu fac? Dacă există ceva și jucători, trebuie, măcar sau și doar bani ajung? Cosmetice. Și atunci există, intri într-un joc operațional, nu știu, intri într-un joc din ăsta de business, da? Deci trebuie să-ți faci un business plan și atunci ai nevoie de bani, asta e clar, pentru că e o luptă, să zicem, sau un joc operațional pur. Pentru că trebuie să ai niște oameni care caută sellerii, găsesc sellerii, facilitează sellerilor integrarea și listarea pe marketplace-ul tău. E un alt business. Oferă suport sellerilor, exact, e un alt business. Oferă suport sellerilor. Toate lucrurile astea sunt făcute într-un mod super profi, pentru că tu dacă știi să vinzi, tu vinzi deja online fashion, tu deja știi să vinzi online, știi să aduci clienții online. Ai deja un bazin de clienți. Dacă tu nu ai asta, pornești mult în spatele celor care au deja asta treaba întrebare. Asta. Ai clienții sau n-ai clienții? Dacă n-ai clienții, pornești mult în spate și atunci ai nevoie de niște... de niște bugete mult mai mari, o echipă mult mai mare, e mult mai greu, într-adevăr. Un mall n-are clienții, un mall are procesele. El știe să facă business-ul ăsta. Știe să facă foarte bine business-ul ăsta, știe să facă foarte bine marketing, că și-a construit o imagine, a adus oameni. Da, imaginează-ți un mall, ok, e și vorba de proximitate, dar imaginează-ți un mall care nu e în proximitate. Cum a adus el oameni acolo. Destination, adică plecăm cu gândul să mergem la Băneasa, da. Exact. Ultima întrebare, fii atent. Spune, te rog. Dar mall-ul nu are echipa de e-commerce. Adică asta am trecut-o prin toate discuțiile cu toate mall-urile din România. Deci ei vor sau din afară, din regiune, da? Ei vor să facă, au toate lucrurile astea, au o disciplină, au tot ce le trebuie în afară de e-commerce. Adică în afară de toată partea operațională de e-commerce, de toată partea de performanță care vine cu un e-commerce, adică eu cum generez comenzile, cum mă uit la bugete, cum îmi cuantific asta, cum mă uit la customer lifetime value, la achiziția de client, costul de achiziție, la retenție, pentru că ei nu au datele astea offline. Ultima întrebare e întrebare cu răspuns de un minut. Zim ceva concret pe care l-ai aplicat și pe care l-ai aflat inițial dintr-o carte sau dintr-un podcast sau din ceva. Că tindem să citim și să ascultăm, să ne placă, dar pe mine mă interesează ce aplici. Adică aplici de genul mă duc mâine la muncă și fac concret ce am citit într-o carte sau am ascultat într-un podcast. Corect. Uite, tot vorbeam de Zappos. Calitatea call center-ului și importanța pe care tu o aloci acestui serviciu pe care îl oferi clientului este vitală pentru orice business. Pentru un business în care tu interacționezi cu clientul. Da, dacă nu interacționezi cu clientul, ok, poate nu e relevant. Dar când interacționezi cu clientul, e crucial cum interacționezi, modul ăsta al interacțiunii. Da? Asta e lucru pe care l-am învățat în momentul în care am citit Delivering Happiness sau am început să mă documentez un pic mai mult despre Zappos. Un alt lucru foarte important era această teorie a Minimum Viable Product, da, din The Lean Startup. Să găsesc acel produs, acel serviciu, acel business, acea linie de business, acel ceva, să-l pun în piață, nu trebuie să-l fac perfect. Da, adică nu trebuie să-l construiesc un mamut așa să-l fac perfect, să-l pun în piață, să fie validat sau nu, acceptat, respins, să iau feedback din piață, îl modific și îl mai lansez ce am modificat, da? Adică această teorie a MVP, a Minimum Viable Product, lansez, am primit feedback, am modificat, am lansat rapid. La fel, foarte important, era tot ceva ce am auzit prin mai multe podcasturi, fail fast. Aha. Adică, băi, nu te agăța de lucruri ca și când ar fi, nu știu, nici de consoarte, de soții, de soți, de nu ne agățăm atât de mult, da, într-un final. Nu mai vorbesc de prieteni, de familie, de... Nu te agăța de un business ca și când ar fi, nu știu, barca de salvare și așa mai departe. Nu, întotdeauna e... Dilema aia, știi, a unui a persoanei care stă pe ponton și trece o barcă și iau barca asta sau o iau pe următoarea.
vine următoarea, e mai mare decât prima, o iau pe asta sau o iau pe următoarea, vine cealaltă, e mai mică, următoarea dată ce fac, știi? Adică e dilema asta. Aha. Întotdeauna, ok, când îl las, când accelerez, când recunosc că am greșit, și atunci avem teama asta de, băi, ok, poate urmează ceva mai rău. Nu, în principiu trebuie să fail fast, adică trebuie să există atât de mult potențial și atât de multă nevoie pe piața asta, că vorbim de e-commerce, încât trebuie doar să te miști foarte rapid. Atât. Ăsta mi se pare cel mai important lucru. Trebuie să te miști foarte rapid și să validezi cu piața. Dacă tu rămâi cu ideile tale, nu. Mi-ar plăcea să povestim despre asta într-un episod dedicat acestui minimum viable product și fail fast, și am și eu multe exemple pe care aș putea să le împărtășesc. Hai să încheiem cu câteva idei în zona de recomandări pentru antreprenorii din România, dar nu mă refer la antreprenorii mari, mă refer la business-uri, cum spuneam, de nivel, să zicem, 100 de comenzi pe zi. Ce recomandări ai și pe pozitiv să facă și ce greșeli vezi la ei și să nu le mai facă? Dă-ne trei, dar tot așa, simple și concrete, de făcut de mâine, nu de făcut strategic peste un an. Ok. Foarte important e să uite la date, să analizeze datele pe care le au deja de clienți. Să analizeze cât i-a costat să aducă clienții respectiv, cât îi costă să-i păstreze, cât au cumpărat clienții ăia, care e ciclicitatea lor, care e retenția, care e... Adică să se uite la date, la cât mai multe date. Foarte important să uite și la calitatea datelor, garbage in, garbage out, da? Deci dacă am colectat datele cum trebuie, nu mă uit, concluziile pe care le trag nu sunt corecte. Uneori zic chiar mai bine să n-am date decât date proaste. Corect. Că... Corect. Da. Consider că nu am și încep să le colectez de acum. Deci nu e nicio problemă dacă nu le avem, nicio problemă, da? Deci să mă uit la date și să încep să înțeleg ce se întâmplă cu business-ul meu, da? Ce se întâmplă cu clienții mei, să întreb clienții. Dar cu cât am mai puțin clienți, cu atât e mai bine pentru mine, că pot să-i întreb. Ia zi-mă, prietene, de ce ai cumpărat? Da. Pun mâna pe telefon, nu, sunt doi clienți pe zi. Nu ne lungim acum, dar trebuie să o zic pe asta. Deci, omul ăsta care a inventat Airbnb, au fost doi băieți, spuneau că aveau atât de puțin clienți, că s-au dus, le-au bătut la ușă, au făcut un pretext că trimit un fotograf profesionist, dar ei erau, adică ei au venit să facă poze ca să vorbească cu clienții. Și spunea că a găsit unul care avea o listă și zice, lista aia e, cum zicem în IT, backlog-ul meu, a devenit backlog-ul meu. Ce am eu de făcut? Avea listă, trebuie să faci asta, asta și asta. Să rămână, mulțumesc. Exact. Întreabă, da? Deci cu cât business-ul e mai mic, cu atât e mai fain. Pentru că poți să întrebi clienții, poți să afli, poți să ai feedback foarte bun, foarte constructiv. Da, deci mă uit la date, pun foarte mare accent pe partea asta de interacțiune cu clientul și de relația mea cu clientul, pentru că asta fac definitiv, da? Vând ceva, dau ceva unui client, adică am un client, da? Și foarte important, mi se pare cel mai important lucru, e să răspund la întrebarea de ce de la mine. Da. De ce de la mine? Băi, ok, că îmi lansez un business, că vreau să accelerez, că vreau să fac ceva, de ce de la mine? În căutarea răspunsului de ce de la mine, mă uit la concurență, mă uit la alte piețe, mă uit la alte produse, mă uit la ce am eu intern, mă uit la... Uite, de exemplu, noi făceam mystery shopping, cumpăram de la concurență să vedem ce mai fac, cum livrează, care experiența de cumpărare, și atunci m-a ajutat să răspund de ce de la mine și m-a ajutat să-mi construiesc acel răspuns. Hai să închidem cu asta, cu de ce de la mine, pentru că mi se pare că e esența și că e foarte greu pentru antreprenori să facă asta din multe motive, dar unul dintre ele este pentru că înseamnă să te oprești. Să te oprești, să te așezi cu pixul, cu calculatorul și să te gândești, să te uiți la date, să vorbești cu oamenii, să te gândești. E foarte anti-antreprenorial opritul ăsta, pentru că antreprenorul prin definiție e un om care face lucruri, nu care se oprește. Îți mulțumesc tare mult, Cristi, mi-a plăcut foarte mult discuția noastră, încercăm să nu intrăm prea mult în tehnologie, dar să vorbim de business și business cu tehnologie. Îți mulțumesc mult de tot ce eu, Cosmin, și de-abia aștept să ne revedem. Cu drag, ne revedem clar. Spor, ceau. Mersi mult.